Bună seara! Stranierilor de la Olimpia le place Mămăliga. Jucătorii de culoare de la Olimpia Bălți, Jean Robens Jerome din Haiti, Jean Bully din Camerun, Thomas Kuruma și Ibrahima Camara, ambii din Guineea, locuiesc în Moldova între 5 luni și 5 ani. Aceștia au povestit cum sunt luați la întrebări în piață, dar și cum au fost bătuți în plină stradă. Stranierilor însă le place la nebunia mâncarea tradițională, și anume Mămăliga. А с чем ты ее любишь? С чесноком, муждеем, с брынзой? Все. Совсем? Мне нравится больше рис. Jerome, Bully, Kuruma și Camara locuiesc în Moldova între 5 luni și 5 ani. Aceștia au povestit despre peripețiile lor din această perioadă. Vine de Tiacula, Cazavu, da. Noi, ca dieti, grai, tot am. Câteva tine să plată? Da, da. Самый частотный вопрос? Da, da, ca tine попали тут? Они еще дают такой вопрос иногда. Почему именно в Молдову? Да, Молдова. Почему именно в Молдову? Почему именно Бельц тут? Были у вас уже какие-то, я не знаю, стычки, там кто-то лез драться? Да. Было такое? Да, было. Именно потому, что вы другой расы? Угу. Двое из вас встречаются с девушками из Тирасполя? 4 года приехал. 4 года. Да, я за нее очень долго бегал. И уже наконец она согласилась, но мы вообще-то у нас через... Пара месяцев будет ребенок уже. О, маленький мальчик жил. Ой, 3 года уже. 3 года встречаетесь. Stranierii Olimpiei cred că suporterii din Băț sunt cei mai buni din Moldova. Лучше быть в Молдове. А в чем это проявляется, Робинс? Ну, как они ходят на игры, и как... Ну, видел, город где-то в центре, они поздороваются постоянно. Такие приятные. Duelul orașului Manchester continuă în Anglia. Carlos Tevez a revenit pe teren după o pauză disciplinară de 6 luni. Atacantul argentinian a ajutat-o pe Manchester City să se impună acasă în fața lui Chelsea, scor 2-1 într-un meci din cadrul etapei a 29-a din Premier League. Astfel, cetățenii au rămas la un punct distanță de rivala Manchester United, care este lider în Anglia. Chelsea a deschis scorul în minutul 60 prin Cahill. Manchester City a egalat peste 18 minute prin Aguero. Nasri a stabilit scorul final 2-1 pentru City în minutul 86 după o pasă a lui Tevez. We are pressured because we conceded a stupid goal, a stupid own goal, but we didn't deserve to lose this game. We're disappointed because I thought that we did well to deserve at least a point. We believe that we have the strength and the quality to win the title. We always knew that it would be difficult and Man United will be like a serious candidate for the title as well. But you know, we're gonna play them, and like I said, if we win the 9 last game, we're gonna win the league. Manchester United este lider în Anglia cu 70 de puncte, Manchester City este pe locul 2 cu un punct mai puțin. În plutonul fruntaș se mai clasează Arsenal, Tottenham și Chelsea. S-a relansat lupta pentru titlu în Spania. FC Barcelona s-a apropiat la 6 puncte de liderul Real Madrid, care a clacat din nou. Galacticii au înregistrat cea de-a 2-a egalitate consecutivă în campionat, după ce au remizat în deplasare cu Villarreal CF, scor 1-1. Real Madrid a deschis scorul în minutul 62 prin Cristiano Ronaldo, care a marcat golul cu numărul 100 în prima divizion. Ronaldo. Nu, este briliant, конечно.
Villarreal CF a dat lovitura în minutul 83 prin Senna, care a stabilit rezultatul final, 1-1. Dar gol! Gol! Marcus Senna! Agin, agin! Real a terminat meciul cu doi oameni mai puțin. Ramos a fost eliminat în minutul 85 pentru al doilea cartonaș galben, iar Ozil a văzut roșu direct peste un minut, după ce și antrenorul Mourinho a fost trimis în tribune. Real Madrid este lider în Spania cu 72 de puncte, FC Barcelona este pe locul 2 cu 6 puncte mai puțin. În plutonul fruntaș se mai clasează Valencia CF. Teatrul la basket. Mick Pinisi din Filipine a oferit una din cele mai tari simulări din istorie.